Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Hearthstone Heroes of Warcraft. Oameni buni, data asta o să jucăm un pachet primit de la Dani, care se cheamă băiatul de cartier sau ceva genul ăsta, care mi-a spus el aici că aș putea să înlocuiesc Wild Pyromancer cu încă un Dark Conviction. După părerea mea, asta este un pachet ceva mai agro buff la din ceva de genul ăsta pe care l-am mai încercat, dar lipsesc niște buff-uri destul de interesante și chiar zici, știi ce, hai să dăm o tură, să vedem despre ce este vorba, să vedem dacă Dani a pregătit aici un pachet bun sau pur și simplu noi o să ne luăm țapă sau nu. Dar asta o să judecăm noi cât de curând posibil, așa că we shall see about it. Ok, sunt destul de curios. M-am uitat așa pe pachet. E, cum am spus, e un pachet așa mai mai agro e și destul de interesant. Uite skin-ul de șaman, doamne, de paladin. Nu știu ce aș putea să aleg aici. Cred că să luăm Hydro și cam atâta. Nu cred că trebuie să țin ceva mare. Ok, bun, super. Ok, n-avem nimic, trebuie să dăm pas. Hail and well met. Hail! Oh, ce păr blond frumos am, să-mi va picioarele. Oh, pas, drăguț. Trecut asta. Îmi place. Aprob acest lucru. Oh, coin și how long can this go on? Oh, never mind. Afară din jungla lui, boss. Oh, ăsta e așa bun. Deși trebuia să fi luat ăla mai mic. Nu cred că te-ai făcut trade-ul ăla. Mare prostie, puteam să joc asta după. Dummy. Super. Ok, acu. Nu știu acum ce aș putea să joc, adică ca și buff-uri. Oh, s-a dus și aia. Ok, am ăsta în caz de orice. Stegadon Steed-ul. Aș putea dau Stegadon Steed-ul pe Murloc. Da, cred că sună ok, Stegadon Steed pe Murloc. That's about right. Go away! Destul de ok, adică ideea e că jucasem pachetul ăsta și cu ceva, jucasem cu buff-ul de 4 mana, ceea ce a fost destul de ok. Ce pot eu folosi aici? Oh, never mind. You pay, I protect. You are no fun. Sad life. Target perfect de
Cum se cred aici? Sau să facă trade-ul? Să facă trade-ul? Hai fă trade-ul. Ah, ok, nu voiam trade-ul ăla. Oh well. Cred că așa merge, ok. Consecret și rămân doar două în viață. Parcă n-aș irosi consecretul pe un căcat. Ok. Atât. Ar fi mers un de la care s-a dat să dea adapt Silver Knight Recruiter. Adică dacă tot avem Lost in the Jungle și încerc să mă gândesc așa ce aș putea juca. Oh. Uite că a venit Hex-ul. No, no you don't. Bye there. Bine, și acum pot să bufez cu ăsta. Ceea ce nu e rău. Stai, vrea să atrace elementalul? Mă gândeam că e destul de drogată când se atace elementul cum și-am fi interes. La la. Ok. Evil will be purged. Evil will be purged. Of course. My shield. Sincer că am să merg face și nu-mi pasă de nimic altceva. Aproape face, nu mă duc chiar full face totuși. Aproape. Aproape full face. Nu știu dacă mai are vâna oaie acum. Meh. Easy. Easy. Don't care. Slash don't give a fuck. Adică, serios, nu mi se pare mare periculos ala Kirjan, equality și salut. Așa și... Mai, de mâncat boss oricum. Wow. Wow. Feels bad, man. Mare sculament și ăla, bă. Gata. Ideea că am niște spell-uri acum pe care nu le pot folosi. Ceea ce e destul de nasol, though. Sunt pus într-o situație de nașpa. O situație de naș. Oh god. Stai a dat taunt în 5-5. Jade, fucking Jade boy. Ok, aici merge consecrate slash... Quality, nu equality slash consecrate. Nu prea am ce să dau acum. Ok, să scăpăm de la destul de mari. Atât. And buff. This? Nu știu dacă cea mai înțeleaptă idee totuși. Am să zic că este, dar probabil că era mai bine dacă ne-am pe minion. Mamă, Jade-ul, băi, ce cu Jade-ul ăsta, frate, calmați-l. Calmați-l că nu-i chiar așa. Ok, nu mai are hexuri, asta e partea bună, nu mai are hexuri. I'm good. Dar o să mai aibă
chestii de la gen Jade Lightning sau Jade Bullshit. Chiar n-am văzut un full Jade Shaman de ceva timp. Adică, de fapt, n-am văzut deloc că ceva timp. N-am văzut un Jade Shaman full de foarte mult timp. Foarte mult timp, aka odată am văzut și atât. Când a apărut se prima oară. I must remain hidden. Mamă, ne-am dat dracu, bă, Rathion, bă, ești nebun. Ce mai joci tu, domnul? Nu mai joci nimica. Ori ești băiat deștept și faci trade-ul. Da, n-a făcut-o. Aha! Ha-ha. Te-ai pișat. Nu mă supăr. Iar mă. Bă, iar mă. Băi, ce animal de șaman, frate. Ok. Fuck, sper că mai are pachetul ăsta ceva. Am uitat să deschid deck tracker-ul. Asta e o altă chestie pe care am uitat să o fac. Nu știu care rămâne primul fără cărți, eu sau el. Dar ce drept se descurcă destul de bine, are răspunsuri bune pachetul ăsta, îmi place. Mamă, un Ivory Knight acușa dacă ne-ar pica sau un The Curator. Not bad. Și acum cu Curator nu avem celălalt. Un Bone Mare. Ah, oh, Bone Mare, da, da, da. Bone Mare merge destul de bine acum. Eh? Ce aia? Nu că jade-urile deja încep să devin cam mari, 7-7 următorul, ceea ce e destul de hardcore. Adică vreau ceva totuși, destul de... Să zicem. I wonder. Well? Ce ai de gând să faci, domnule Schman? Ce-mi place efectul ăsta, așa fain. Wow, pe care a dat Jade Lightning, nu cred. Ok, un 7-7. Oh, ok, super. Super. Go away. Mai știu, parcă dacă... Nu cred că merge cu Silence să scoți efectele astea, mă îndoiesc. Domnule Shaman, treburile nu arată prea bine. Ok. Și Lightning Storm, go! Așteaptă Spell Power totemul. Lightning Storm, go. Hai, te rog, nu mi-am urât totul. Ok, asta e rău. Asta e rău. Asta e destul de rău. Shit, mai avem un Aldor Priest Keeper, am avea unul, n-ar fi asta o treabă. Equality, da. Place cum funcționează treaba asta. Doamne, șamanul ăsta, frate, mă jur, șamanul ăsta, bă, nene, bă, e Doamne Sfinte. Hai de capul meu, nu, iarăși. Jet cu căcatul tău de aici, de Jade, frate, mă jur. Oh, that's a card. That's definitely a card. Ok, dacă nu curăță masa, am câștigat. Aproximativ. Evolve that shit, sperând că e taunt. Cred că asta o să încerce. Și dă-i evolve cu 1. And țapă. Rip. Never forget it.
in spaghetti. Aia a fost. Aia a fost, bă. Bă, destul de bun pachetul, chiar îmi place, adică niște picuri așa destul de ciudate ca și cărți, dar își face treaba, nu zic nu. Face treaba. Bravo, bravo Dani. Un pachetel destul de simpatic și sincer destul de ieftin, nu știu cât e, 3700 de dust. Not bad. Ținem cont că cele din meta sunt foarte, foarte scumpe. For Lordaeron. Bam, asta e fix un început perfect pe care vreau să-l țin. Deși n-am să joc asta într-o dui clar, pentru că nu vreau. Deși stai alea că avem ceva de upgrade la Silver Knights. Bă, ar trebui niște upgrade-uri la Silver Knights totuși, să fiu așa sincer. Încă nu știu cum să zic, dar ar trebui ceva de genul ăsta, pentru că un singur Defender of Argus nu face toată treaba. Sau Bone Mare sau așa. Bine, sunt doi Bone Mare. Cum am spus, ca sugestie aș prefera ceva mai hardcore, though. Oh, wow. Don't make me use it, though. Da, să-l sperii, de-aia l-am pus. Păi, acum trebuie să casteze spell. Și ori face trade, ori nu face trade. Și dacă nu face trade, e nasol. Și mă îndoiesc că joacă cineva Arcane Explosion, though. So, yeah. What to do? E ceva genul fuck. Joacă un spell și mergi mai departe. Dar n-are spell-uri de 2 mana. Parcă vezi că n-are spell de 2 mana, că mă piși pe mine de râs. Faci de rușine. Ce faci, mă? Faci trade? Face trade cu minionul? Bine, și asta e ideea, că poți să-l lași nemicul cu un singur minion după aia și ok. Aha! Am priceput ideea pe care el vrea. Oricum, băi, tot acolo se ducea. Adică, pana mea... Pe mine puțin mă deranjează aspectul ăsta. Mă ciudă că n-am cum să folosesc vreo carte sau ceva care să mă ajute cu reporting for duty, să îi fac mai folositor, zic eu. Nu știu, cum am spus, un light infused stegodon ar fi fost bomba acum. Ăla de update-uri. Ok, nu nimic ciudat, te rog, nu nimic ieșit din comun sau jegos. Aș fi preferat. Să mă gândesc. Ce mi-ar putea să-mi pice? Ce mi-ar fi mie mișto acum? Hai să ne uităm. Asta ar merge, pentru că mă scapă de o chestie. Și nu pierd minioni. Top deck Dark Conviction. Chiar mă gândeam acum, bă, ceva, o carte ieftină ar merge acum. Și Hitrologist era bun, pentru că puteam să pun, dacă îmi pica Noble Sacrifice, m-aș fi scos. Nu Arcane Explosion. Nu descoperi Arcane Explosion, că fac spume. Ne-ar trebui acum, cred că un... iarăși ceva buff. Dar nu știu ce ar merge ca și buff. I don't know. Să zicem... To battle! Bună treabă, Bob. Și că am jucat câte unul în fiecare rundă, deși n-aveam cum. Coin. Wow. Ha 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 ha. Ok. Super. Am tot și potarim. Despre asta vorbim aici. Pic control nu strică. Buff după aia pe ăsta. Și-o zic că suntem ok după. Mamă, Tarim, dacă nu-mi făcea clear board și aveam Tarim, vai, ce orgie ieșea. Deci ce orgie ieșea dacă făceam asta. Ok. Bun. Reporting will
Ok, deja în mare parte știu ce secret e. Cred că e Mirror Entity de să îngrijă ce sumonez totuși. Sau poate fi Counterspell sau Spellbinder. Sau Mana Binder. Sau Ice Block. Da, poate fi și Ice Block. Oh, wow, ok, stai că începe mania de secrete. Vai, și n-am cărți de pierdut, adică... Ok, nu vreau cărți pe care vreau să le pierd. Ai. Ok, ok, știu ce e ăla. Super. Deci nu e Counterspell, e Ice Block. M-am scos aici. Super. Super tare. Ai de capul meu, de ce există Polymorph în pachetele de mage? N-am judecat asta înainte, aia e partea a doua. Fields Batman. Atât, mă, și după aia o să încerc să bufez masa. Că mă gândesc ce Dumnezeu poate să pupe acolo. Guess who's back. Scoate ceva mare. S-a zis și cu ideea mea magnifică. Fie acum când dă bone mare și turbez. Ce silă îmi provoacă. Acum sunt puține cărți care ar putea să mă ajute cu ceva, adică am dat deja două Lost in the Jungle. Am dat deja Argent Convict, Argent Protector, Quality am deja. Ideea că am nevoie de o carte. Minion de preferat. A dat face, nu cred. Ai dat face. Ok. Să dai consecate cam degeaba. Wow, ok, acolo bubiță. The menagerie is for guests. Asta sună bine. Asta sună bine. Wait. Dă-mi un redemption, zic eu. Să fie mai enervant. Probabil. Cred că altfel pot juca cioara după. Cioara nebună. Și n-are rost să dau equality-uri sau tarim. Pentru că cu tarim mai mult îmi fac rău decât bine. Acum depinde cum joc tarimă. Ok, deci e fuga pe face damage, am înțeles. Face damage all the way. Mamă, sunt într-o poziție așa nașpa, n-am heal. Ok. Ce nașpa e.
Am mai posibil să nu, să-i dea o carte bună lui. Așa că nu știu. Hai mă, pleacă, are pyrobaster. Asta o-și problem. Deci joci pyroblaster ăla sau te cași pe tine, sală, dar eram sigur. God damn it, mage și cu spell-urile lor de căcat. E ok. Close enough, though. God damn it. Aproape. Bă, dar pachetul a rezistat ok, adică în sfârșit după ce am... După ce am mai tras niște cărți acolo, chiar a mers destul de binișor. Oameni buni, ca asta e tot pentru acest video, scuze că oprez video destul de repede, dar am și alte lucruri de făcut, gen mâine muncă și toate alea. Așa că dacă v-a plăcut acest video din Hearthstone și veți vedeți mai multe video de genul acesta, nu uitați să dați like, subscribe, share și coment. Iar dacă aveți pachete pe care vreți voi să le încerc, nu uitați să le lăsați în comentarii. Pa, pa!